de călătorie, plec la București și e foarte cald în mașină. Doamne, o să plecăm cu trenul, eu și cu Eugenia, v-am mai povestit despre ea. Și n-am început vlogul de acasă pentru că am avut niște peripeții, o să vă povestesc eu mai târziu, dar da, asta este începutul vlogului, stați cu mine pe aproape. După cum probabil vă dați seama, este deja a doua zi, pentru că ieri nu am apucat să filmez foarte multe pentru că am ajuns destul de târziu acasă și am stat de vorbă cu verișoara mea, dar haideți să vă pun un pic la curent cu ce se întâmplă. Ei bine, dacă ați văzut voi clipul cu vlogul de la lavandă, ei bine, în acea săptămână, în acel weekend, eu și cu prietena mea Eugenia trebuia să venim la București. A intervenit ceva și n-am mai mers și am putut să mergem la lavandă. Însă invitația Eugeniei a rămas valabilă, așa că săptămâna următoare ne-am decis să mergem la București. Și eu am vorbit cu verișoara mea ca să vin să stau la ea și am rezolvat tot. Iar vineri la ora 6 și 7 am avut tren spre București. Ideea cu trenul este că au mai scos din vagoane și ne-au înghesuit și a fost foarte cald, foarte cald în tren, deci extrem de cald. Dar până la urmă m-am obișnuit, am ajuns seara la 10 fără 20, o chestie genul ăsta. Bine, trebuia să ajung la 9.35, dar am ajuns la 9.35 chiar când am ajuns pe peron. Și a fost așa o senzație un pic ciudată, pentru că eram obișnuită ca mereu când ajungeam la București să fiu întâmpinată de cineva, să mă aștepte cineva. N-am vrut să o pun pe verișoara mea pe drumul, pentru că era și seară, întuneric și na. Am luat de la gara, am luat un Uber și am ajuns destul de rapid la verișoara mea și m-a așteptat draga ea cu mâncărică, am stat de vorbă, am mâncat, am vorbit, cred că ne-a apucat unul și nu știu, aveam super mega energie, deși toată ziua de vineri a fost cam nasoală pentru mine, însemnând că nu am dormit foarte bine cu o seară înainte, am mâncat și ceva care mi-a picat cam greu și m-am simțit cam rău, am avut așa, chiar mă gândeam și vorbeam cu mama că dacă este să nu mă simt bine, să nu mă mai duc și gata. Până la urmă m-am simțit și uite că sunt aici. Iar astăzi planul e destul de bine stabilit cât de cât așa. Mi-am făcut un mic itinerariu, pentru că eu sunt genul de om care îi place să programeze fiecare oră și să știu că mă duc întâi acolo și la ce oră să mă pregătesc și așa. Și cred că și din cauza asta n-am dormit bine cu o seară înainte, pentru că sunt genul care își face tot felul de gânduri. Și mi-am făcut tot felul de planuri și cum să fac, să împart, să fie bine, ca să nu fie rău. Ideea cu venirea asta la București este că nu am anunțat pe nimeni în afară de verișoara mea, că n-a trebuit să o anunț că vin la ea. Și mai știu doar câteva persoane, asta pentru că venitul ăsta la București mie îmi dă un pic bătăi de cap, în sensul că sunt foarte multe persoane pe care eu le cunosc, atât rude, cât și prieteni, cât și urmăritori care și-ar dori să ne întâlnim și poate că odată o să fac, o să, nu știu, o să încerc să iau pe rând pe oameni, pentru că îmi este fizic imposibil ca într-o zi să fac și ce mi-am propus eu și să reușesc să mă văd și cu acei oameni. Îmi pare rău că se întâmplă așa, dar vă iau treptat. Iar de data asta vreau să mă întâlnesc cu Nicoleta Stănciucă, pentru că ea a venit la Brăila și ne-am întâlnit și m-am gândit că ar fi frumos să-i întorc gestul
Și este posibil să mă întâlnesc și cu câteva fete din grupul nostru de nebunatice, cu Adina de la Forever Face și cu Denisa Nicolae. Nu se știe încă sigur pentru că Denisa este plecată la mare, dar acum să vedem. O să vedeți oricum, să vedem, o să vedeți. O să vedeți oricum când o să fie, pentru că o să filmez. Și da, pe calea asta încerc să, nu știu, nu, să-mi cer scuze pentru cei care probabil ați fi vrut să ne vedem, atât din prietenii mei de familie, cât și urmăritori și prieteni pe care mi-am făcut prin YouTube sau datorită YouTube-ului. Dar v-am spus care e ideea. Eu mai sunt și genul de persoană care nu-i place să spună când pleacă într-o călătorie, pentru că am impresia că nu toți oamenii se bucură sincer pentru mine și nu am de gând să îi las să-mi transmită energia lor negativă, să-mi strice concediu sau plimbarea. Așa că prefer să nu spun. Și, na, se anunță sună și pe moment, dar data asta am decis să nu scriu nimic nici pe Facebook, nici pe Instagram, să nu anunț nimic, doar atunci când o să vedeți clipul ăsta o să știți că am fost la București. Și dacă este să mă întâlnesc cu cineva prin absurd, prin București, pur și simplu așa, random, atunci da, e altceva, dar acum da, am venit la verișoara mea, am venit să o văd și pe Nico și pe fete, dacă este posibil, și să văd câteva puncte de atracție, pentru că da, vreau să mă plimb. Vreau să ajung pe la Muzeul de Istorie, pe la Checkbank, nu știu unde am mai pus, prin Centru Vechi, pe la Mall, KJ Center, așa că țineți în pumni, o să fie foarte drăguț. O să plec duminică, probabil cam tot pe la aceeași oră. Eu chiar nu știam de că există tren atât de târziu, adică la 6 și 7 este ultimul tren și este și mai ieftin, adică costă 33 de lei, iar în mod normal ar costa undeva la 50 ceva, 60 din câte am auzit. Noi am luat, adică Eugenia a luat biletele online și a fost totul mult mai simplu decât să stea la ghișeu și așa mai departe. Ok, ceasul este 8.40, verșoara mea a plecat la muncă și ea o să vină mai târziu să ne întâlnim, iar eu să văd că încă nu știu la ce oră mă întâlnesc cu Nico, mergem întâi la Starbucks să beau cafea, eu știți că nu sunt cu cafea, și după aia mergem în explorare, așa că o să vă iau cu mine, urmăriți în continuare. Stai că facem vlog imediat. Povestim imediat. Again. Uitați ce frumusețe am eu în spate, am venit și am făcut poze pe aici și acum sunt cu Nico. Hello, Nico! Hello! Așa, și vrem să mergem acum spre Muzeul de Istorie. Avem așa un itinerar destul de scurt, dar o să vedem noi ce mai facem. S-a trebuie să mergem... S-a făcut toată ziua, dar itinerarul destul de scurt. Mai avea un pic să fie ca la armată, minut. Și o să mergem și să mâncăm undeva, că știți că hashtag foame e mare. Așa. Sabina scoate picioare lungi în poze. E bine. Deci apelați la mine cu încredere. Așa. Și să vedem pe unde mai mergem. Verișoara mea o să vină și ea, dar mai încolo, pentru că momentan e la muncă, după cum vă ziceam, de acasă. Foarte frumos, e cald, dar eu sunt dotată cu ventilator, cu evantai, cu crasol, cu de toate. Deci e bine.
Este în bine. Da. Haideți că vă las și vorbim mai târziu. Ieri pentru că am ajuns foarte târziu acasă și super mega obosite. Imaginați-vă că am plecat de la ora 10 și puțin de acasă și am ajuns seara la 9:30, o chestie genul ăsta. Dar a fost foarte, foarte, foarte frumos. Ca să vă pun așa un pic la curent cu ce am făcut ieri. Ieri m-am întâlnit cu Nicoleta Stănciucă,
are și un canal YouTube, o să vă las linkul în cutia cu descrieri. Și ne-am dus și ne-am întâlnit de fapt la Starbucks, la Unirii, am stat acolo puțin, ea a mâncat ceva, am băut și după aia am plecat spre locul unde aveam eu mai multe chestii de vizitat. Am rezolvat destul de repede cu ele, am început cu mănăstirea Stavropoleos sau Stavropolos, nu, Stavropolos, parcă așa îi zice, nu mai țin minte, îmi cer scuze dacă greșesc. Unde am făcut câteva poze și am avut o mică situație, însemnând că Nicoleta mi-a făcut mie câteva poze acolo și după când am vrut să-i fac și eu ei, a venit o doamnă și ne-a spus că n-aveți voie să faceți poze, că e o mănăstire și nu știu ce și nu știu cum. Și n-am mai făcut, evident, dar sunt mulți oameni care fac poze pe la biserici, pe la mănăstire, adică și nu era ca și cum vandalizam locul sau o chestie genul ăsta, în fine, mi s-a părut, na, un comentariu care nu și-avea rostul, mai ales că nu făceam poze indecente sau o chestie genul ăsta. Așa, după aia am văzut palatul Cec, am făcut câteva poze pe acolo, după aia am văzut pasajul Maca, parcă așa îi zice. Apoi am fost la Muzeul de Istorie, unde mi-a plăcut foarte mult pentru că avea o expoziție cu jucării vechi din perioada comunismului și, nu știu, mi-a plăcut foarte mult. Așa, plus că am văzut, aveau acolo o cameră mov și evident că ochii mei erau cât cepele așa. Și după aia am fost să mâncăm undeva, am fost în centru vechi la Bound. Eu am mâncat paste cu creveți și hribi, ceva sos cu hribi. Mi-a plăcut foarte mult, a fost foarte bună mâncarea acolo. Apoi a venit și verișoara mea, pentru că ea săracă a fost la muncă și am țărât-o prin București, am pus-o la mers. Am fost la Muzeul Micul Paris, parcă așa îi spune, și am rămas foarte plăcut, impresionată de ce era acolo. Domnul de acolo a fost super drăguț și ne-a pus muzică la gramofon, ne-a lăsat să ne plimbăm pe acolo în voie, să... așa. Iar eu, a legat de bilete, la Muzeul de Istorie este 20 de lei, doar că eu, având carnet de student, am plătit doar 5 lei, iar la Muzeul Micul Paris, biletul cred că era tot așa 20 de lei și eu am plătit 10 lei pentru că aveam carnetul de student. Foarte frumos, dacă vă place chestia asta așa mai luxoasă, boemă, poți să faci și poze acolo, să cumperi, să faci ședință foto, e superb. Am văzut niște piese de colecție, efectiv de colecție, chiar vă recomand să mergeți dacă sunteți din București sau aveți drum prin București. Iar după aia am fost la Cărturești Carusel, pentru că mi-eram foarte mult să ajung și la fel, e foarte frumos, dar trebuie să ai timp să stai, să analizezi, să te uiți. Nu am avut prea mult timp la dispoziție pentru că era deja vreo 5 și ceva și a trebuit să mă despart de Nicoleta și de Eugenia, pentru că a venit și ea până la urmă și ne-am întâlnit la Bound și a fost și la Muzeul Micul Paris și a trebuit să ne despărțim de ele și eu și cu verșa mea am plecat spre metrou. Am luat metrou și am coborât ca să mergem la AFI. La AFI vreau să vă zic că am avut, eu la AFI am mers pentru a treia oară, dar am știut exact pe unde să mergem ca să ajungem la mâncare, pentru că îmi doream foarte mult să mănânc. Și mi-era foame și mie și verșoarei mele, dar până când am ajuns acolo, parcă îmi pierise foamea, mi-am comandat sushi, dar n-am apucat să mănânc pe tot, am mâncat vreo 3 role de sushi și după aia le-am luat la pachet și am mâncat seara când am ajuns acasă. Ne-am plimbat pe acolo, nu mai găseam ieșirea care trebuia, de fapt partea pe care am intrat. Am intrat pe la magazine, dar v-am spus, de fapt n-ați văzut clipul ăsta despre care vă zic eu, dar o să-l vedeți miercuri, în care vă ziceam că nu am găsit foarte multe chestii. Chiar acum am filmat un haul pe care o să-l vedeți voi miercuri.
tipul despre care vă ziceam. Și după aia am fost la KJ Center și apoi acasă, pentru că eram efectiv rupte de oboseală. Dar deși eram rupte de oboseală, ne-am culcat tot pe la 1, pentru că am stat de vorbă și am vorbit, având în vedere că ne-am mai văzut de foarte mult timp, cred că vreo 5 ani sau o chestie genul ăsta, am recuperat un pic și mi-a plăcut foarte mult. Iar acum, astăzi, urmează să mergem în Cismigiu, să ne întâlnim cu Denisa Nicolae, cu Adina Adam de la For Your Face și cu Eva, fiica Adinei. O să vă las link-urile lor în cutia cu descrieri. Abia aștept să le văd, pentru că, nu știu, îmi place foarte mult compania lor și abia aștept să ne vedem. O să ne vedem eu cu Deni și cu verișoara mea, o să ne vedem în metrou. Și cu Adina încă nu am stabilit dacă vine și ea la metrou sau ne vedem direct la în parc, habar n-am. O să vedem, oricum o să vă iau cu mine și o să vedeți. M-am simțit foarte bine și a fost foarte frumos și sunt super recunoscătoare că o am pe verișoara mea la care am putut să stau și că ne-am întâlnit și ne-am simțit foarte bine. Și mă bucur că am făcut drumul ăsta și chiar îmi doresc să mai vin pe viitor. Sunt sigură că o să fie multe persoane care o să-mi spună că de ce nu am anunțat chiar pe Instagram, n-am mai postat nimic de vineri seara. Dar v-am spus la începutul clipului care este motivul pentru care am decis să nu anunț. Sunt foarte multe persoane care își doresc să se întâlnească cu mine și eu la rândul meu îmi doresc să mă întâlnesc cu ele, dar o să fac chestia asta în timp pe parcurs, pentru că mi este imposibil, mai ales dacă vin pentru o zi, două, să mă văd cu toată lumea, așa că îmi cer scuze dacă ați fi vrut să ne vedem și nu ne-am văzut, dar știți cum se zice, că dacă dorești foarte mult un lucru, sigur o să se întâmple la un moment dat. Ok, haideți că nu mă mai lungesc. Nu știu câte ceasul, noi la 12:30 trebuie să plecăm de acasă, îmi fac și eu bagajul și ne auzim pe parcurs. Hello, ne-am ajuns la izvor, am coborât din metrou și ne-am așezat aici undeva. Așteptăm pe Deni să vină și ne tot dăm după umbră. Așa. Este cald, dar totuși avem noroc că mai adie vântul și ne-am oprit aici sub un copac și e umbră. Dar v-am zis că mai vine soarele. Și am luat ochelarii. Și așteptăm pe Deni și apoi încep să ne întâlnim și cu Adina. Da, haideți că vă las. Uitați cu cine m-am întâlnit! Yay! Bună! Vă salutăm pe canalul Sabinei! Da, o să vă pun link să le urmăriți și pe ele! În direct și în la un restaurant, nu vi-l recomand, se numește Monte Carlo, aici în Cismigiu. Mâncarea mea a fost bună, am avut noroc. A mea nu. Și nici a lui Deni a avut același lucru ca și... Niște papanași, dar erau cam prăjiți în mult ulei și nici dulceață n-aveau multă.
mai spre dezamăgitor. Deloc, spre deloc, da. Iar verișoara mea a avut o salată bulgărească și cartofi prăjiți, cartofi cu mult ulei, salata netăiată, adică salata, roșiile mai de capul lor, plus că prețuri cam scumpicele. Eu am avut noroc că am mâncat o ciorbiță de pui țărănească și a fost foarte bună. Dar ele nu au avut noroc. Acum mergem spre metrou și apoi spre gară și gata. S-a terminat drumul prin București, plimbarea prin București, de fapt. Dar mă bucur că m-am văzut cu fetele. Și noi ne bucurăm că ne-am întâlnit. Da. Haideți că vă las și mai vorbim.